Salutare! Îl am astăzi alături de mine pe Iulian Dinu, care este expert în sport, master trainer, kinetoterapeut, tu foarte multe! <laughs> Salut! Salut! Mulțumesc <laughs> pentru invitație! Băi, eu mă gândeam la chestia asta. Noi, noi nu cred că suntem făcuți să fim sedentari, pentru că probabil dacă am fi fost făcuți așa, nu ne-am îngreșat, nu? Uh, nu, oamenii sunt uh, făcuți să se miște. Uh, noi, de perspectivă, uh, cât poți să stai jos? Stai o oră, două și deja încep să amurțești. Din punct de vedere osos sau articular, încep să te doare diverse lucruri în corp. Și atunci, corpul uman este făcut în general să se, să se miște. Că mergem mult pe jos, că nu știu avem o activitate, ridicăm lucruri, ne mișcăm stânga-dreapta. Deci, corpul, el, de perspectivă, trebuie să, să se miște. Și atunci, clar, dacă vom avea o activitate fizică regulată, evităm și partea asta de, de îngrășeat. Știi că văd și peste tot, și pe internet, și pe la TV, am mai văzut în unele cazuri ca să slăbești, faci doar abdomene. Eu cred că nu-i de ajuns, că nu, nu, slăbești doar la burtă. Că faci sport, trebuie să slăbești practic de peste tot. Nu înseamnă că dacă atunci un mușchi, acolo se va, și, va, și, va dispărea și grăsimea, nu? Nu. No. Este un mit. Practic, ca să, ca să slăbești sau vrei, vrei, să slăbești la nivel general sau în zona abdomenului, practic trebuie să avem trei factori. Unul um, este alimentația, 70-80%, importanță, sportul, 20-30% și odihna una fără alta nu, nu prea merg și atunci practic nu slăbim sănătos dacă sărim una dintre aceste trei etape. Și ca să răspund la întrebare, este important să mâncăm mai sănătos, practic ca să scădem în greutate, să facem sport și sport să facem la nivel general. Putem să facem un antrenament în sala de fitness full body da? și să ne axăm în partea de final preponderăm pe zona abdominală, dar nu, nu ne ajută să facem doar abdomene cu speranța că ne vom avea, să zici, așil six-pack uh, pentru la vară. Adică six-pack-ul ăsta, adică mușchiul abdominal, îți spun, îți spun ce am citit, dar poate am citit uh, din surse greșite, înțeleg că nu poate crește foarte mult, el are un anumit nivel, practic, ca să se vadă, trebuie doar să ai un nivel de grăsime cât mai scăzut. Da, Da. deci ca să evidențiem aceste, ghilimele, pătrățele, trebuie să avem uh, un body fat, deci o grăsime în corp uh, scăzută, undeva la uh, 10-12%, pentru a fi evidențiată. Uh, mușchiul abdominal pur și simplu, el practic doar se dezvoltă prin antrenament, dar foarte puțin, cât practic să fie evidențiat. Când scădem și grăsimea din corp, atunci el va fi mai, uh, mai bine relievat. Dar nu să este sănătos să ai un nivel de grăsime foarte scăzut, că mie este teamă să vi se vadă prea tare <laughs> și de obicei mă tăduie după aia să mănânc câteva dulciuri, pentru că, că sunt și fac dulciuri, recunut, dar mănânc de multe ori doar ca să mai pun un pic de grăsime, să nu se vadă prea tare. Nu, aici este cumva greșit înțeles. Din punct de vedere al, al, sănătății, dacă ai un body fat foarte scăzut, imunitatea ta este joasă. Și atunci riscul să răcești, riscul să, nu știu, să vină un microb care să te pună, să te pună la pat este, este mai ridicat. În general, pentru cei care practică culturismul sau bodybuilding-ul, pentru ei este recomandat și este necesar să aibă body fat cât mai mic în perioada de concurs, dar după aceea este bine să se revină un pic la, la normal. Este normal să se mai crească un pic și, și body fat, adică în ghilimele se acoperă uh, o parte din musculatură uh, și de acolo e practic să, să se pregătească pentru un alt concurs. Dar dacă vorbim de la nivel general pentru un om care vrea să arate bine, el practic poate să aleagă partea asta de definire, cum îi, îi spunem în sala de fitness, pentru perioada uh, primăverii și verii. Iar iarna practic să acumulăm masă musculară da, de calitate și să fim pregătiți pentru etapa următoare. Interesant. Da, când multă lume merge la sală, se duce la sală, poate mulți o să-și facă abonamente la început anului. Știi cum e? Bă, încep anul, vreau să, vreau să mă schimb, vreau să fiu altfel. E, care sunt greșelile pe care le facem când mergem la sală? În primul și în primul rând, acolo, din punct de vedere psihologic, ne stabilim niște obiective nerealistice. Îmi doresc să slăbesc 30 de kilograme cât în două luni. Eu prima întrebare pe care o pun clientului este în cât timp ai luat aceste 30 de kg. Și atunci dacă o să ne dăm seama că le-am luat într-un an, într-un an jumate, în 2 ani, poate este bine să ne stabilim niște obiective mai realistice și să fie și mai ușor de implementat. Pentru cei care vor metoda rapidă de slăbit, clar vor trebui să facă foamea, vor trebui să facă foarte mult sport, va fi de multe ori anevoios, frustrant, demotivant, greu. Nu vă se vor odihni și așa mai departe. Dar pentru cei care stabilesc niște obiective concrete, um, vreau să slăbesc 30 de kg. Ok, în cât timp am pus cele 30 de kg? Păi le-am pus în 2 ani și jumătate. Bun, hai să le slăbesc în jumătatea uh, distanței în care le-am pus. Deci să zicem un an și jumătate. În acest un an și jumătate în care uh, începem cu implementarea de obiceiuri sănătoase. Reducem din zahăr, reducem din sucuri, reducem din alcool, mergem la sală de 2-3 ori pe săptămână, după aia începem să schimbăm practic alimentele nesănătoase în alimente mai sănătoase, începem să fim atenți să citim un pic etichetele alimentare. Toate aceste lucruri ne vor facilita nouă pe lângă scăderea în greutate, deci poate observăm după primele luni 6-7-5 kg, depinde și de organism. Da? dar uh, obișnuit clar uh, vom observa că dormim mai bine, că suntem mai sănătoși, că ne simțim mai bine, că suntem mai fericiți, ceea ce ne va motiva să mergem mai departe. Și de acolo practic este lansarea noastră în stabilirea unui stil de viață sănătos, pentru că asta e de fapt ideea, uh, la început e greu, pot să-mi iau lângă mine un antenor personal care să mă susțină, și să mă învețe să mă antrenez corect, fără să mă accidentez, și de acolo, practic, eu pe termen lung să știu că sportul face parte din viața mea. Nu din șapte din șapte, dar măcar un trei uh, ședințe pe săptămână, câte o oră, o oră jumătate, oricine-și poate face timp. Okay. Deci, un, un timp bun este peste o oră, nu? Uh, da, păi, practic, când dacă, că... dacă am văzut cazuri în care se recomandă un chiar și, nu știu, 30 de minute, un antrenament mai intens, dar mai scurt. Da, aici că antrenamentul intens și în perioadă scurtă nu este recomandat începătorilor. Deci dacă vorbim pentru cei care nu au mai fost în sălile de fitness sau au luat pauză cel puțin un an de zile, este bine să fie luat mai ușor. Pentru că altfel riscăm să avem o febră musculară de nu ne mișcăm două zile, ceea ce la fel este demotivant, sau pur și simplu poate să apară diverse accidentări. În sălile de fitness foarte mulți se accidentează în zona spatelui, în zona genunchilor, în zona cervicală sau în zona toracală și atunci vom face uh, aceste lucruri uh, involuntar, ceea ce ne va produce această accidentare care ne va ține departe de sport. Și atunci este bine să o luăm mai, uh, mai ușor și, cum am zis și mai devreme, poate este bine să o luăm și supervizat. Mm -hmm. da. Eram zilele trecute în sală, era un tip ca să impresioneze o fată acolo și a dus la aparat și a luat mânerele și cât de bine e să faci, știu că mișcarea trebuie să fie controlată. Cât de bine să faci așa, fără exagerare, cred că mă mișc chiar mai încet decât el. Da. Cu siguranță vedem în sale de fitness foarte mulți oameni care nu cunosc folosirea aparatelor din sală. De deci ce este bine când vedem că nu ne la un aparat să cerem ajutorul instructorului de fitness care se află în sală. În orice sală de fitness sunt obligați să aibă acești instructori de fitness sau separat antrenori colaboratori sau antrenori personal care să vină și să-ți facă un plan de antrenament și o ședință personalizată 100%. Dar pentru cei care vor să facă să impresioneze, cu siguranță se vor accidenta și vor da seama că nu este ideea cea mai bună pe care au abordat-o în momentul respectiv. Deci, ca să închidem în capitolul ăsta, până la urmă, mișcarea controlată este, aceea, din punctul ăsta de vedere, spun, mișcarea controlată cred că este cea mai bună, nu? Și pentru da, creșterea deci, masă musculară. De vedere articular, uh, mișcarea controlată, practic, uh, lucrează musculatura, nu forțează articulațiile. Da? Deci noi trebuie să lucrăm și pe pozitiv, da? uh -huh. Și pe negativ. Adică trebuie să controlăm și când ducem și când aducem greutate. Da? Pentru că altfel ne, ne putem accidenta. Nu știu, facem o fluturare laterală, ridicăm gantera lateral, o ridicăm control și după aia dăm drumul jos. Cu siguranță cu gantera te poți o fi peste picior sau poți face o întindere musculară și așa mai departe. Și atunci este bine noi să controlăm în permanență. De aceea este recomandat de multe ori să fim foarte focusat la antrenament, să ne antrenăm poate în oglindă, să vedem mișcarea pe care, pe care o facem și să fim cu capul acolo, nu să uh, fac antrenament și să vorbesc cu colegul de lângă mine sau să mă uit după cineva în sală, pentru că atunci clar riscul de accidentare este mai mare. Uneori la la ce mă deranjează, să -și spun sincer, pentru că în fața mea că eu, am tendința să ridic umărul drept mai sus și dacă nu mă uit în oglindă, îl ridic clar mai sus și nu-mi dau seama, voi face oricum greșit. Dar multe persoane stau și, -și fac poze. Adică se bag în față și nu mai pot să lucrez cum trebuie că nu văd, Vă, voi fi ridicat umărul, ui, fi ridicat. Stau și mă, și mă enervez după aia și plec. Adică da. lasă-mă în pace, uh, nu Da, depinde practic de nivelul de antrenament, dar clar, dacă vei merge într-o sală în care Uh, nu-ți găsești, uh, nu -ți găsești spațiu în care să poți lucra, ori schimbi zona de, de antrenament uh, și este cel mai important, la, la aparate oricum te ajută cumva pentru că ți impun mișcare. Dar la exercițiile cu greutăți libere, cu gantele sau cu bară, este bine să lucrezi în fața, în fața oglinzii. Și atunci, practic, îți recomand să te duci cu uh, gantele sau cu bara într-o altă zonă mai liberă din sală în care să poți lucra în liniște cu exercițiile uitându-te la, la tine în oglindă. Eu până pentru încălzire folosesc, nu știu că nu știu dacă este corect cum fac, iau de obicei o bară din aia, cred că nu știu câte kilograme are, o bară mai mare, așa. fără greutăți, da. că este mai ușoară și o apuc așa și fac invers da, poate se... niște flexii alea da, de da. De E ok așa drag. sau trebuie să poți Nu poți să contează. faci, Poți să faci încălzirea, încălzirea Se da. recomandă să fie făcute cu greutăți mici da. Acum depinde de bară Există bara olimpică care are între 18 și 20 de kg n, atâta. n atâta. Da? <laughs> okay? Sau barele cele mai micuțe care au 6-8 kg Și așa mai departe Poate este bine mai ales acum în perioada Anului când este fric să te încălzești cu gantere De 1 sau 2 kg Să încălzești articulațiile ca arume. Și aici poți să faci încălzirea, în primul rând, articulară. Deci rotir de brațe, rotiri de spate, rotiri de gât, flexii de trunchi, extensii de trunchi și după aceea să iei două gantere și pur și simplu să simulezi fiecare exercițiu pe care tu îl, îl, vei face pentru antrenamentul respectiv. Și este foarte important să o luăm de la ușor către greu. Ne-am încălzit și ulterior după aceea luăm greutățile treptat să, să putem face. Ăsta stretching-ul este important la final pentru că eu personal nu-l fac și mă gândesc că și am observat că nimeni din, la sala la care merg eu momentan, nu face stretching la final. Și de fapt este, este important sau pot să renunțe, că nu mă interesează. Este, ajută și stretching-ul. Ajută? Da, ajută, în primul rând, la elasticitatea musculară. Foarte mulți băieți pe care îi vezi cu din ce în ce mai mari, dacă ei nu fac stretching, practic, de multe ori poate nu se mai poate nici să scarpi deasupra capului. Ah, asta e motivul. Își pierd. Își pierd din, asta e motivul, acest nu știam lucru. Că asta e. Da? Și în al doilea rând poți să și relaxezi și detenționezi musculatura, întinzând-o un pic, practic acolo, ținând musculatura într-o parte și în alta, Înțelegi? Adică simți, scoți un pic mușchiul de, de supresiune. Dar este important stretching-ul să-l faci uh, foarte ușor, da? să nu bruschezi mușchiul, pentru că după un antrenament în care tu practic ai pompat musculatura, sângele a intrat în mușchi, tu dacă practic, faci un stretching uh, brusc, poți să, poți să faci o întindere chiar la final de antrenament și atunci te accidente singur. Deci este important să-l să faci uh, etapizat. Vine acum Crăciunul, cred că când o să difuzăm acest video o să fie chiar de Crăciun multă lume mănâncă mai multe, Crăciun. nu e cazul meu pentru că eu sunt foarte atent de obicei și nu prea mănânc eu dacă nu mănânc nici carne, deci pentru mine e foarte ușor să mă țin de o anumită dietă, dar pentru alte persoane e puțin mai complicat. Sunt anumite exerciții pe care să le facă oamenii acasă? Clar, în perioada Crăciunului tentația culinară va fi mult mai mare. Uh, trebuie să avem grijă cât mâncăm, de câte ori pe zi mâncăm, asta e o altă mare problemă la români, și ce activitate sportivă facem. Cu siguranță sările de, de Crăciun și în a doua închise, zi de Crăciun. Da, vor fi am, am aflat și eu acum, că va da? fi patru da. zile, mă gândesc. Uh, două trei zile cu siguranță vor fi închise, dar putem face acasă un minim de de exerciții. Uh, deci dacă știm că urmează să fie o zi uh, să zic din punct de vedere culinar greoaie, Putem să ne pregătim în ghilimele organismul pentru această zi făcând un mic antrenament acasă. Ah, de deci ce facem înainte sport? Putem să-l facem. Masă. Putem să-l facem și înainte, da, pentru că după masă, clar va fi mai mm -hmm. mai greu sau ne va, ne va apuca lene. Dar important este să ne pregătim un pic uh, corpul. Uh, putem să facem uh, un, nu știu, 20-30 de minute. În care putem include niște gen niște flotări, niște abdomene, niște exerciții de izometrie stat în pleng lateral care practic să ne ajute să consumăm un minim de calorii, poate avem un acest antrenament, workout cum, cum îi spunem de 20-30 de minute în care putem să ardem 2-300 de calorii, sunt puține calorii, dar important este că și atunci când facem, corpul nostru practic ține minte. Uh -huh. Și atunci ne ajută un pic și la, să zic eu, contra alimentelor care vor veni în abundență, dar mai mult de, de partea sportivă este important să fim un pic atenți la cât mâncăm. Dacă aici vorbim de cineva care se află într-un proces de slăbire, cu siguranță va fi mai greu să se, să se abțină, dar el trebuie să nu uite scopul principal. Adică sunt foarte mulți clienți la sală care spun că regimul se apucă se apucă de regim după Cr Cr Crăciun. De ce Tocmai din perspectiva aceasta în care vor veni foarte multe alimente de se care trebuie ei, să practic, pregătesc din timp da, și mental. Și trebuie <laughs> să pregătesc un pic și din timp. Și atunci este bine să fim un pic uh, atenți. Uh, să mâncăm câte un pic din, uh, din fiecare aliment, să lăsăm niște ore între mesele principale și să nu încercăm să mâncăm de dimineață până seara. Și presupun că nici că alcoolul nu ajută prea mult, adică, că, pentru că mă credeți că omul la masă, mă, e clar că după nu, mai, nu prea mai poți să mai faci sport, că dacă mai consumi și alcool, nu cred că ți mai arde să mai faci flătări, că da. ești mai, am, da. mai amețit, mai amorțit, nu? Mai... Da, deci clar, consumul de alcool uh, facilitează un aport caloric foarte mare uh, și uh, o ingerare foarte multă de zahăr în organism și atunci este bine să consumăm poate băuturile seci, da, un vin uh, alb, un vin roșu, care practic are mult mai, puțin, uh, mult mai puține calorii decât o băutură de spiritoasă, dacă vorbim de un whisky, vodka, uh, rom și așa mai departe. Deci, ține foarte mult de, de, fiecare persoană în parte, cât de mult este atent la zilele următoare care, care vor veni. Mi-am amintit de o chestie. Și sunt unii în sală, unele persoane, sunt destul de rare cazurile, dar sunt. Adică nu cred că am fost la vreo sală la care să nu fie așa. Câte persoane care când trage, urlă tare. Au, L-aud chiar de la vestiar și de sala la care cum e destul de mare. Că l-auzeam de acolo, cu două uși <gânghe> închise. Uh, nu, ajută, uh, este, ajută dacă țip mai tare. Nu, dacă țip uh, te ajută pot. practic mulți uh, dintre cei care uh, practică, să zic, sportul acesta fitnessul la un nivel mai mai avansat și lucrează cu greutăți mai mari. Uh, practic atunci aceste în urlete se fac atunci când expiră și când lucrează cu greutăți foarte mari uh -huh. uh, dar din punct de vedere al respirației poți să respiri perfect normal doar că trebuie să și înveți să respiri corect. Uh, dar clar se, se întâmplă chestia asta în, în foarte multe dintre, dintre din din România. Nu este nimic ieșit în comun, nu te ajută sau nu te ajută. Adică acum nu ne-ar trebui să ne apucăm toți să urlăm. Da, da? Ce Aici ar fi lucrăm, acolo? Da, ce Aici lucrăm pe o greutate maximală care poate 2 trei uh, repetări maximale și atunci practic uh, expirul pe care îl avem din, uh, din corp uh, se va face mai vocal. Dar pentru cei care fac uh, sport și sunt la început nu au de ce să țipe în sală. Eu cred că am citit într-o carte de economie a lui Taleb, el dă a încercat să explice un fenomen economic acolo, dar ce mi-a plăcut la el acolo și mi-a atras atenția, n-am făcut niciodată asta, fapt am început de curând să fac, m-am mai uitat, dar cred că nu le fac nici acum foarte corect, să iei haltera de jos, să doar să te ridici cu ea până la, brâu și după aia să o cobori. Este cât de bun este exercițiul ăsta? o halter nu foarte grea. Adică Așa. nu știu, 10 kg, 10, 10 kg pe o bară mare din se a plecat, de să de te da, da, de la nu știu cum se numește, se numește de deadlift în engleză, da, îndreptare. dar îndreptare, da, îndreptare tradusă, este un exercițiu care practic lucrează zona lombară și bicepsul femural. Dar nu este recomandat începătorilor. Dacă îl faci incorrect, te poți accenta destul de urât în zona lombară, și de aici au, au ajuns foarte mulți sportivi sau oameni care fac sport de ceva timp, chiar la o operație de coloană. Deci, pentru, pentru începători este recomandat să se evite astfel de exerciții dacă nu le faci supervizat sau dacă nu te uiți cu atenție la mișcarea propriu-zisă să înveți să o faci corect. Și de atunci este bine să mergi să te învețe un antrenor cum să faci această mișcare corect. Deci nu este nicio mișcare în sala de fitness care să nu se poată face, doar că este important să o faci corect. Poate este mersul la sală, supervizat de antrenori, este exact cum am făcut în școala de șoferi, am avut câteva ședințe cu cineva specializat pe acel domeniu care să ne explice cât de important este să adaptăm distanța între, între mașini, dacă se trece pe roșu, dacă nu se trece pe roșu, cum semnalizăm, cum ne încadrăm pe bandă, această paralelă o putem face și în sală, cum să ne alegem exercițiile, ce să facem, cum să facem o încălzire corectă, ce exerciții sunt recomandate pentru scopul nostru ca antrenament și ce exerciții nu sunt recomandate, eventual dacă avem și diverse probleme medicale. Cât de recomandat este să alergi iarna? Iarna sunt temperaturile mici, minus, o să fie probabil acum prin februarie, iarăși minus 10, minus 11, poate chiar mai, mai mult spre minus. Este bine să alergi pe vreme foarte, foarte rece? bine sau nebine, nu sunt eu o măsură să spun, corpul decide. Din punct de vedere al respirației, clar este mai greu să alegi pe frig afară. Adică îți explic fenomenul. Corpul, practic și inima, va resimți mai mult o presiune atunci când alergăm pe o perioadă foarte, foarte rece. Se recomandă dacă totuși avem plăcere și mergem la, la alergat, în perioada aceasta, să fim echipați adecvați cu poate cu bluze și pantaloni special, care să nu fie grele. Deci, hainele să nu fie grele, dar în același timp să țină de cald. Să avem poate o, o protecție și în jurul nasului și în jurul gurii, tocmai pentru a evita de a lua microbi și a uh, face schimbul prea, prea rapid de uh, respirație, inspir expir. Uh, dar. Mai avem variantă în care avem și un stadion în București în care se poate alerga înăuntru, deci pentru cei care uh, participă și sportivii de, de performanță merg special acolo și se antrenează. Adică ei se protejează uh, pe, prin acest lucru. Uh, sau se poate merge în perioada aceasta rece într-o sală de fitness și se poate face o alergare pe, pe bandă. bandă care practic te ferește de cel puțin o răceală, o durere în gât, luat un, un microb de afară și toate aceste lucruri practic te, nu fac decât să te oprească de la a avea o activitate fizică regulată. Mă sunt multe persoane care merg foarte încet așa prin parc, o iau așa că și ele cred că au făcut numărul de pași, și adevăr, l-au făcut numărul de pași, că probabil pe telefon sau pe ceas le arată, dar nu e tot sedentarism, adică dacă mergi foarte încet, normal nu trebuie să grăbești un picuț cu pasul, cel puțin studiile din, din străinătate asta am văzut, că se spune, bă, dacă tot mergi prin parc și vrei să spui că ai făcut pași respectiv, poate ideal ar fi să mergi să grăbești un pic pasul. Um, aici este și puțin înțeles greșit de, de oameni. Uh, mulți dintre oamenii care nu practică sport nu spun da, m-am apucat să merg 10.000 de pași pe zi. Zic ok, Aci 10.000 de pași pe zi, corpul după o lună de mers 10.000 de pași pe zi, îți obișnuiești. Și de fapt este ca o uh, obișnuință: cum uh, mă spăl pe dinți, este normal să mergi 10.000 de pași. Ca să schimbăm practic și să creștem rezistența în corp, rezistența cardiovasculară sau vrem să începem ușor-sur ușor să slăbim, acești 10.000 de pași nu vor mai fi de ajuns atunci acești 10.000 de pași, poate exact cum spunești tu, trebuie să ridicăm ritmul, să avem un mers mai alert, în care să ridicăm pulsul, să ajungem la un puls optim, în care să și uh, putem transpira și să lucrăm mai, uh, mai activ. Și o să vedeți că de la acel uh, mers rapid, ulterior ne obișnuim și cu acesta, trebuie să, trec, trebuie să trecem într-o alergare ușoară, după aia de la alergare ușoară trebuie să trecem într-o alergare cu un pas mai, mai rapid, dar și ușor, ușor, practic vom trece din, pa, din uh, punctul a începător în care doar mă plimbam pe în parc, într-un an de zile poate la uh, un uh, o persoană activă care face sport în mod regulat, care aleargă poate 5-7 km pe sesiune de antrenament și poate ne stabilim și un target să după un an de zile de făcut acest lucru să ne uh, stabilim și participarea la un cross de, de alergare care să încununeze cumva o realizare proprie pentru noi, că uite domne, acum un an de zile nu făceam nimic, am luat-o etapizat și uite mă și duc la primul primul meu concurs. Nu mă duc cu gânduri de a câștiga, mă duc cu gândul de a termina acel concurs și de a-mi scoate un timp cât mai bun pentru mine. Mulțumesc! Cu drag!